Al ROR rămâne un exemplu în lupta cu virusul mortal SARS-CoV-2. După ce în uzină a fost deschis un centru de vaccinare, 60% dintre angajați s-au imunizat cu cel puțin două doze de vaccin. Iar pentru a-i determina și pe restul de 900 de angajați, care în acest moment sunt nevaccinați, conducerea a decis introducerea unor facilități pentru cei care vin să se imunizeze. Directorul general, domnul Gheorghe Dobra, și președintele Consiliului de Administrație au luat hotărârea de a prelungi campania de vaccinare și de a facilita niște oamenii de aici, facilita cu niște drepturi ca să facă să vaccineze spre binele lor. E vorba de acordarea la 100 de lei la primul vaccin și pe câte o zi liberă la fiecare dintre cele trei vaccinate, vaccin cât și rapeluri. Campania de vaccinare anticovid în uzină continuă. Urmează să se facă și cea de-a treia doză. Până acum, 20 de angajați și-au inoculat și doza booster. Până la ora actuală avem vaccinați în cadrul centrului care l-am deschis la 4.161 de oameni. De pe 11 am deschis din nou centru și avem peste 100 de oameni vaccinați, dintre care 20 cu rapelul 3. Luna viitoare vom începe cu rapelul numărul 3, pentru că noi am început în luna mai să ne vaccinăm. Și vom continua să ducem, să medietizăm și să facem oamenii să vaccineze, atât ei cât și familiile lor, pentru binele lor și al familiilor lor. În prima campanie de vaccinare anticovid s-au imunizat 1600 de persoane care lucrează pe platforma industrială a Slatinei. Toate costurile de organizare, plata medicilor, utilitățile au fost suportate în totalitate de ALRO.